Odată cu ridicarea stării de alertă de săptămâna trecută, inspectorii de muncă din județul Hunedoara nu mai fac controle pe tema respectării normelor de siguranță sanitară impuse de pandemia de COVID-19, dar recomandă păstrarea unor măsuri minime de protecție individuală. Acest lucru nu înseamnă că reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă nu fac controle în alte domenii, o astfel de acțiune fiind inclusă în cadrul unui program ce se desfășoară la nivel național. Este vorba despre controle în comerț, legate în special de respectarea legislației în ceea ce privește formele de muncă. Și, spre surprinderea multora, inspectorii ITM Hunedoara nu au descoperit nereguli majore în acest domeniu. Trebuie să ne ferim, pentru că chiar dacă suntem într-o scădere accelerată a numărului de infectări, virusul încă nu a dispărut și cred că toți trebuie să fim responsabili în combaterea acestui virus. Pe partea de activitate profesională, ITM Hunedoara desfășoară controle pe toate domeniile de activitate, începând de la 1 ianuarie. Ca și ceva particular în această perioadă, am desfășurat o campanie națională la nivelul codurilor CAEN pe comerț și, din fericire, angajatorii din județul Hunedoara nu au avut probleme deosebite. Am lăsat până acum 33 de măsuri de îndeplinit și nicio sancțiune contravențională. Dacă în cazul comerțului inspectorii ITM Hunedoara nu au descoperit nereguli majore în ceea ce privește formele de angajare, în alte domenii de activitate aceste abateri sunt numeroase și doar în primele două luni ale anului în curs au fost aplicate sancțiuni de peste 200.000 de lei sau mai mult de 2 miliarde de lei vechi.